Marina Almășan. De ce? Până una alta, bine ați venit la o nouă ediție a Rivalilor. Mă iertați, deci nu râde nimeni. Râde un banc pe care tocmai l-am auzit și care e în ton cu ceea ce se tot vorbește toată ziua la televizor despre pensiile românilor. Discutau în culise doi domni în vârstă din publicul nostru. Nu vă spun care, se vor recunoaște dânși. Primul domn îl întreba pe al doilea. Auzi? Tu de când n-ai mai fost cu o femeie? Păi, de când am ieșit la pensie. Da, tu. Și eu la fel. Tot de când am ieșit la pensie. Ciudat. Ce n-or fi pus ăștia în pensie? Dar să revenim la oile noastre. Încă mai duduie dușumelele după ediția incendiară de sâmbătă trecută și vă mulțumim pentru că ați urmărit un număr atât de mare. Asta ne-a motivat ca astăzi să vă prezentăm una și mai și. Subiectul este același, eternul conflict între generații. Dar împachetarea și rivalii vor fi alții. Unii ar putea zice aceeași mărie cu altă pălărie. Dar ce pălărie? Jos pălăria, veți vedea. Va fi ring de luptă? Va fi, așa cum spune juratul Helciuc, cofetărie? Vom avea miros de praf de pușcă sau sirop de trandafiri? Eu, care îi cunosc bine pe rivalii de astăzi, pot să spun că va fi cu scântei. Iar scânteia care declanșează focul celor 2 ore de emisie este însuși genericul emisiunii. Start! Rivalii, rivalii, rivalii sunt aici. Rivalii, rivalii, rivalii se întâlnesc aici. Rivalii cu Marina Almășan. Cu Marina Almășan și cu o mulțime de alte personalități și oameni dragi nouă. Încep prin a vi prezenta pe artiștii de nota 10 din trupa Rivalii. Și o întrecere între gradene, să vedem care aplaudă mai puternic, cine își susține cel mai puternic reprezentantul. Astăzi avem iarăși tineri de la Liceul Colegiul Tehnic Media și salut de la Liceul Jean Monnet. Vă salut și vedeți, aveți o misiune foarte importantă. Trebuie să vă referiți la acei domni și doamne drăguți din Gradena de Aur și vă salut și pe dumneavoastră și vă rog să nu iertați, da? Deci astăzi va fi luptă crâncenă. Și, bineînțeles, cele 3 locuri ale juriului care încă sunt goale, dar urmează acum să-și primească personalitățile. Și încep ca de obicei cu o actriță care nu mai are nevoie de prea multe cuvinte pentru a o prezenta. E suficient să-i rostim numele și dumneavoastră vă veți bucura că și astăzi este alături de noi Emilia Popescu. Sunt gata de luptă, o să fie o ediție superbă. Lângă Emilia va veni înălțimea sa. Așadar, priviți-vă în sus, următorul jurat intră în scenă, Dan Helciuc. Când văd de cine vor fi jurizați. Tu ești gata de luptă sau ești gata de petrecere? Sunt pregătit de război. Sunt pregătit să dau afară toate prăjiturile din cofetăria noastră. Așa. Să fie cu adevărat război. Să fie luptă astăzi. Măcelărie, nu cofetărie. Măcelărie, nu cofetărie. Avem nevoie pentru jurizare ca să creăm senzația că totuși există și ceva serios în această emisiune, de un psiholog sobru, de renume, foarte bun, Eduard Puiu. Deja ai apucat să îi scanezi pe colegii tăi de jurizare. Spune-ne două vorbe, psihologic vorbind, despre profilul Helciuc și profilul Emilia. Dar te rog să ne minți. La microfon. Să nu ne spui adevărul. O să spun o vorbă foarte doctă, aproape științifică. Sunt foarte mișto, frate, amândoi. L-am prezentat ca jurat, unicul jurat serios. Mă rog, îmi retrag cuvintele deocamdată, pentru că jurizarea va fi foarte pe bune, dar să vedem pe cine jurizăm. Adică nu avem materia primă. Costin, vino și dă-ne o mână de ajutor. Bine, dar știi ce vreau eu să spun, dragă Marina? Niciodată nu m-ai întrebat de ce am ales culoarea aceasta. Gold la plicuri. Nu știu, că-ți plac medaliile de aur. Nu, pentru că aurul se află de fiecare dată în ele. Ah, ce frumos. Și am doi auriți astăzi aici. Hai să desfacem primul plic să vedem cine se află înăuntru. O să spun doar atât, a debutat la vârsta de 19 ani la Jocurile Olimpice de Vară de la Los Angeles, California. A obținut 5 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz la 6 olimpiade. A fost de 27 de ori campioana României. În anul 2000 a fost declarată cea mai bună canotoarea secolului de către Federația Internațională de Canotaj, este maestru emerit al sportului, iar în prezent este președinte al Federației Române de Canotaj. A fost președinte al Clubului Sportiv Dinamo București. În anul 2008 a fost declarată cetățean de onoare al orașului Siret. Din 2015 până în 2017 a fost ministrul tineretului și sporturilor. Doamnelor și domnilor, este un nume care nu mai are nevoie până la urmă de nicio prezentare și o să spun doar atât. Elisabeta Lipă! Elisabeta Lipă! Aș fi vrut și eu să intru ca Dan, dar nu am putut! Sper să mă jurizez bine, da? Sper să nu te îmbrățișezi cu tot publicul. Am vrut și eu să intru ca Dan în platou, dar în spatele... Te dai bine cu... cu juriu, pe dacă nu mă dau bine cu juriu. Bine ai venit, Elisabeta. Eu am intrat cu foarte multă energie, Marina. Vă rog frumos să fac... Ia uite ce mi-a făcut în spate. Deci așa am ajuns, Marina, marea noastră, Elisabeta. Hai că fată la tine ca la țambal. A zis că îl muncești atât de mult încât a ajuns cocoșat. Da, 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 da. Te rugăm să iei loc, dragă Elisabeta. Să vedem cu cine se lansează bătălia de astăzi. Hai să vedem cu cine se bate. Să vedem ce nume găsim aici în tabăra adversă. Ia, tânăr, în vârstă de 23 de ani, următorul nostru invitat s-a născut la București și este fashion editor și stilist, obișnuit să călătorească prin toată lumea pe marile evenimente și la marile evenimente de fashion. Spune că a trăit într-o familie liniștită, calmă, dar că a încercat să-și facă o carieră departe de renumele tatălui său. Încă de mic, acesta a fost pasionat de modă, de artă și s-a ferit să-și scoată la iveală totuși latura artistică. Nu de puține ori s-a confruntat cu prejudecăți din partea celor din jur. Dacă până acum încă nu v-ați dat seama despre cine este vorba și cine se află în imagini, o să spun un nume mare la care cred că toată lumea va zâmbi astăzi. Sebastian și Țopescu. Sebastian Țopescu! M-am gândit de două ori înainte să mă îmbrac astăzi pentru emisiune. Mi-e frică de ce o să spună Sebastian. Sunt bine îmbrăcat? Bine? Aoleu, nu-l întreba, nu. O să-ți strici dispoziția. O să-mi stric ziua. Bine, atunci mă duc la locul meu. Bine că ești îmbrăcat. Așa. Deci, dragii mei, bine ați venit. V-ați vizionat, da? Va trebui să... vă duelați așa, foarte elegant, foarte sportiv, cu umor, firește, pentru că suntem într-o emisiune de sâmbătă după amiază, dar până la urmă sunteți rivali, da? Și o să pun o scurtă întrebare fiecăruia, legată cumva de specificul fiecăruia. Pe tine am să te întreb, Elisabeta, cum te-ai antrenat pentru astăzi, pentru acest război al generațiilor? Cred că norocul meu este că Dragoș al meu este mai mare cu un an decât Sebastian și înțeleg foarte bine generația asta nouă, cu care nouă ne este foarte greu să ne obișnuim, dar n-avem ce face. Deci antrenamentul așa a fost și făcut la domiciliu. Și m-am antrenat, nu la domiciliu, am făcut niște ture așa, București, Poiana Brașov, Poiana Brașov, București, ca să-mi încarc bateriile. Am înțeles. Iar pe tine, Sebastian, pentru că ești... Bine, nu o să te întreb din sport, cu toate că tu ai crescut într-un mediu foarte sportiv acasă, ești până la urmă fiul, eu zic, fără să greșesc, celui mai mare comentator sportiv pe care l-au avut românii. O să te întreb din domeniul tău. Cum, de exemplu, fiind designer și fashion editor, cum ți-ai gândit apariția de astăzi? Pentru că fiecare om când merge undeva se gândește, măi, ia să vedem, acolo e ora cu tare, e publicul cu tare, ar merge cu tare. Exact care a fost raționamentul? Raționamentul meu, nu cred că a existat un raționament, adică nu cred că există un punct în care mă gândesc neapărat, mă îmbrac pentru lucrul respectiv, mă îmbrac cu cum mă simt eu autentic și cum simt eu să mă prezint. Nu cred că e neapărat o chestie în principiu de emisiune, dar am zis să vin cu pulover că poate arăt mai cu minte, așa mai angelic și nu mi-au bătaie. Dar nu să arăți cu minte la emisiunea noastră. Hai să... Deci vezi, are frica de părinți, da? Că zice, mi-au pulover ca să nu iau bătaie. Nu mai bate nimeni pe ziua de azi pe nimeni. Ai așa o oarecare, nu știu, temere vis-a-vis de faptul că stai în față cu o extraordinară campioană a lumii? Ha? Cred că doar simt respect, dar nu cred că e o temere neapărat, adică... Bravo, Sebastian! Nu pare înfricoșătoare. Nu este deloc. Așa că eu zic că... Cine știe, poate în jumătate de oră o să... Se schimbă, da, se schimbă. Vreau să priviți către ecran și o să vă ofer spre comentat un citat rostit de un mare sportiv al lumii, de Michael Jordan. Spune așa el, nu e despre bascheți, este despre ceea ce faci atunci când îi porți. Cum comentați? Ce a vrut să spună? Combină sportul cu moda, după cum vedeți citatul. Ce a vrut să spună? Adică nu e despre basket, nu vorbim despre basket. Păi nu vorbim despre basket, nu vorbim despre meci și vorbim despre ținută atunci când ieși să porți acești sau acei bascheți. Exact, este complet doar vorba de atitudine și în îmbrăcăminte. Poți să porți orice, poți să porți o rochie albă simplă, dar dacă tu ai o atitudine mișto, o să arate cea mai mișto rochie albă simplă. Deci nu e neapărat piesa în sine. Până la urmă contează nu ceea ce facem, nu felul neapărat în care suntem încălțați, îmbrăcați, da? Sunt comentariu al unora, sunt haioși sportivi ăștia din Occident, maratoniști, sprinterii. De ce toți aleargă cu încălțăminte sport de sute de dolari, căreia îi fac și reclamă, normal, dar de câștigat câștigă unul din Kenya, unde toată lumea umblă de sculți? Nu e un paradox până la urmă? Ce comentarii are juriul la adresa? Acum, cred că acea comparație cu nigerianul care vine de sculți, cel mai bine a aprobat-o doamna Elisabeta Lipă, pentru că pe vremea când făcea performanță dumneaei, în alte țări, mijloacele de antrenament și tot ce aveau la dispoziție alții erau extrem de sofisticate. Și cu toate astea noi avem campioni care au atâtea titluri cu niște mijloace rudimentare, deci mai clar decât atât nu se poate. Avem și noi Kenya noastră. Atitudinea nu vine din bașcheți, din haine, vine din interior și din calitatea ta de sportiv. Păi avem și actori care repetă în săli înghețate și totuși sunt mari actori care pot să stea cot la cot cu Maria. Asta nu înseamnă că trebuie să fie o rețetă, să punctăm asta. Nu e o rețetă să n-ai bascheți, să n-ai condiții, suplimente și așa mai departe. Nu, ar trebui să fie totul normal și natural și armonios, da? Asta e. O să-i întreb pe concurenții noștri de astăzi dacă știu pentru ce luptă. Mă refer la premiul concret, nu la glorie, aplauze, rating și altele. Concret, pentru ce luptați? Care-i premiul? Nu știu, felicitări de la ea, bănuiesc. Nu știi premiul? Adică... Elisabeta, premiul? Nu știu premiul. Doamne, deci nu știu... Ia, te rog frumos. Oare dacă îl știa mai venea de la Parisio Bravo? Ia, prezentați voi premiul de data asta. Avem așa. Avem o trotinetă. Iată aceea de acolo. Eliptică. Nu, trotineta nu este eliptică. Bicicleta eliptică. Bicicleta eliptică și trotineta. Deci este o lume foarte dură. Sebastian trebuie eliptica și lui Sebastian trotineta. Că văd că ați ales cadourile pe vârste. Asta decidem noi, juriu. Să știi că nu te deplasezi prin oraș. Ai mașină, mergi cu trotineta? O să meargă cu trotineta Elisabeta până la Brașov. Cu Uber-ul, așa? Și cam acolo se umbrește. Carnet nu am, trotinetă, nu pot să zic că am visat noaptea la ea. E posibil să o ai, așa? Da, păi acum că am văzut-o, acum trebuie să câștig. Eu nu plec fără trotinetă. Eu cu Emilia, noi avem o întrebare în ceea ce te privește, o curiozitate. Mi-aduce aminte acum, uitându-mă la tine, mi-aduce aminte de filmul Avatar. Nu știu dacă l-ai văzut, apare și partea a doua. Ce sunt acele mici chestii pe care ți le-ai pus ca niște proteze deasupra urechii, adică e... Nu, deci toată... Întoarce-te către cameră să le vadă și cei de acasă. Deci nu e o proteză auditivă, este o chestiune care ține de... Păi nu, că întreb și eu. Aia e casca, poate. Păi nu, aud bine. Aha, perfect. Dar, nu, sunt niște cercei, dar ăsta, în teorie, ar trebui să fie purtat pe lobul urechii. Aha. Dar mi se pare mult mai drăguț așa, parcă e o continuare a urechii. Așa de elf un pic. De elf, exact, altfel n-am ieșit, super tare. Cool, man. Asta e, noi am îmbătrânit degeaba, noi avem cercei de acum 200 de ani, clasici, asta e. Hai să vină publicitatea. Rivalii, rivalii, rivalii sunt aici, rivalii, rivalii, rivalii se întâlnesc aici. Marina Almășan. Deci, doamnelor și domnilor, frumosul generic pe care tocmai l-ați reascultat, vă repet, în fiecare ediție, este semnat de Mihai Alexandru. Să vă intre în cap, este unul dintre cei mai buni compozitori ai momentului. Și dacă tot m-am apucat să fac precizări organizatorice, să știți că săptămâna viitoare va fi o ediție în așteptarea lui Moș Nicolae. Va fi și cu nuielușe și cu daruri, cu foarte mulți copii, iar cele două tabere vor deveni tabere părinți-copii. Deci va fi o ediție specială. Săptămâna viitoare. Bun. Costin, dragă... Ce dragă, mai zice Marina, laptopul tău? Da, dragă Marina, sunt foarte, foarte bine aici împământenit în laptop. Să știi că avem foarte multe mesaje, avem foarte multe postări, avem foarte multe mesaje pentru juriu. Uite, în urma fotografiei care a fost postată, au primit foarte multe mesaje de laudă. Sunteți foarte iubiți, dragii noștri, jurați. Deci publicul vă vrea vesel și efervescenți. Avem absolut tot ce ne trebuie aici, concursuri. Și apropo de concurs, stai așa să spun ceva, Marina, că avem și concursul nostru cu premiu și o să arăt și premiul imediat. Dar până la premiu, stai puțin, că în afară de detalii despre invitații noștri, avem, ia uite, și un concurs de bancuri, de exemplu, lansat acum câteva zile, pentru că nouă ne plac foarte mult bancurile, lui Dan știu că îi plac la nebunie, așa că am selectat și eu un banc, tot tema asta fiind o competiție așa între modă și sport, am zis că e foarte bine să zic și eu un banc astăzi. Uite, un tânăr fotbalist foarte talentat îl întreabă pe patronul clubului la care vrea să meargă: cât de mare va fi totuși salariul meu dacă vin la dumneavoastră? Și patronul îi spune: păi la început 10.000 de euro pe lună, iar mai apoi o să crească. Bine, păi atunci eu o să vin mai apoi. Tema pe care le-am lansat-o, tema se referă strict la sport și la modă. Deci avem astăzi bancuri numai pe tema sportului și modei. Dacă știți, cunoașteți, vă rog frumos. Și Marina, noi inventăm bancurile, nu stăm să citim pe net, să căutăm bancuri, noi le inventăm pe loc. Uite, Maria Claudia Cumpănașul, cititoare a paginii noastre, ne-a transmis un banc foarte potrivit pentru emisiunea de astăzi. Că un boxer era numărat de arbitru pe ring, da? Și din sală o băbuță strigă: nu se ridică, maică, îl știu eu din autobuz! Ce fel de adolescență ați fost? La 16 ani am venit în București. S-a terminat copilăria. Cu tata de mână și am luat drumul sportului de înaltă performanță. Și dacă avem o fotografie cu Elisabeta la începuturile ei, ia uite-o, aici avem vreo 18, 19 ani, deja ieșeam campioană la 19 ani. Ce campioană olimpică. Erai creață. Eram creață, da. Așa. Și ce fel de adolescent ai fost? Ai fost rebelă, ai fost ascultătoare, smerită, aveai gura mare? N-am fost nici ascultătoare, nici smerită, am fost foarte rebelă. Exemplu. Ce să spun? Băteam băieții la școală dacă nu mă ascultau. Trebuiau să fie aliniați așa în... În șirindian? Șirindian, puțin spus. Așa, veneau mamele băieților acasă și spuneau: vă rog să nu bateți, dar spuneți-i să nu mai facă nimic, pentru că nu mai vrea să mai meargă la școală. Așa. Inventam. Mi-au plăcut competițiile de mică și inventam tot felul de concursuri din atletism, mai mult viteză, 50-100 de metri, inventam premii, deci am fost foarte energică, exagerat de energică. Veneam de la școală, nu mai aveam răbdare nici să-mi dau jos uniforma de pe mine, o aruncam pe pat. Mama, odată, de două ori, puneți hainele frumos pe cuier, că uite asta. Și mi-a zis o dată, de două ori, a treia oară a zis ți le arunc. Am zis că glumește, a patra oară mi le-a aruncat. Peste gard și plouase, a zis să văd cum mergi mâine la școală. Și am învățat să fiu ordonată. Deci... Conflicte cu cei mari existau pe atunci? Întorceai vorba părinților, cum se spune? Nu prea întorceam vorba părinților. Cu mama mai încercam, dar cu tata nu. Deci știam că... Mai e valabil respectul acesta al copilului față de părintele său în zilele noastre? Fiul tău te ascultă smerit? Te asculta când era mai mic, smerit? N-aș putea să spun că mă ascultă smerit, dar normal, când a avut o vârstă mai mică, asculta. Acum are și el personalitatea lui, mă contrazice că nu mai e ca pe vremea mea, și zic, uite la mine, eu am vreo 80 de ani ca să nu mai fie ca pe vremea mea. Păi da, mama, că acum, uite, e așa. Dar îl las și realizează că nu este sau greșește și vine și spune, ai avut dreptate. Deci, generația asta tânără are nevoie de modele. Că ei n-au repere, n-au după cine să se ia. Și cred că tot ceea ce fac ei, fac foarte bine. Și când greșesc, își aduc aminte că au și mamă, și tată, și bunică, și prietenă, și uite așa. Dar trebuie să-i lăsăm să dea cu capul de pragul de sus, sigur, să-l vadă pe cel de jos. Sebastian, n-au trecut prea mulți ani de când erai tu adolescent, nu știu, rebel, cu minte, cum... Nu știu dacă neapărat rebel, dar agitat. Mă rog, nu ți-a schimbat prea mult, adică în continuare nu puteam să stau locului. Dificultățile vieții, bănuiesc, întrebări filozofice. Da, da, da. Vă dați seama. Nu, cred că eram un copil agitat în sensul în care tot timpul voiam să fac lucruri, și cred că și părinții mei... ADHD i-au zis unii mai târziu. Helciuc te înțelege cel mai bine. Adică pe acolo nu cred că ADHD, adică n-am fost să văd. Pare că e o chestie de nu vreau să știu. Parcă mai bine să nu știu. Nu, asta așa l-am poreclit eu pe el. Pentru că sunt la fel de agitat. El e mult peste ADHD, nu s-a inventat încă. Eu beau foarte multe ceaiuri ca să vin la emisiune să stau liniștit. Altfel nu mă primesc. Uite, eu sunt curioasă. Pe tatăl tău l-am cunoscut foarte bine și din interiorul televiziunii, nu doar de pe ecran. La fel și pe mama ta, care este un realizator de emisiuni foarte serios, meticulos. Nu mi imaginez în postura de părinți. Am avut tot timpul senzația că au fost foarte severi și riguroși, mai ales mama ta, care are un trecut nemțesc. Deci... nu cred că a fost niciunul dintre părinții mei neapărat sever cu mine. Cred că a fost genul de familie în care tot timpul trebuia să știu exact de ce vreau să fac ceva, să-mi asum chestia aia și să-mi asum și că pot să nu meargă. Și atâta timp cât eu mă uitam la ei și le spuneam, ok, mi-asum toate lucrurile astea, o fac, erau, mă susțineau întotdeauna. Nu cred că a fost o severitate din asta, adică tot timpul am avut libertatea și această libertate de a fi independent. Acum, uitându-mă la tine, chiar îmi dau seama că tu ai cam făcut ce vrei, pentru că niciodată nu i-am văzut pe părinții tăi extravaganți. Hai să zicem, Cristel parcă mai are așa oarecare tendințe de a ieși din rând, dar tatăl tău tot timpul a fost un om sobru și îmbrăcat așa regulamentar. Este? Asta cu adevărat, dar acum nu e. Nu suntem copii neapărat, suntem... Normal, suntem doar copii, nu doar nu și copii. Am avut în imagine fotografia lui Sebastian când era, în fine, când era cu câțiva ani mai mic, că la el e foarte... Că tot vorbeam de tatăl meu, uitați fruntea de televizor. Aici, asta e moștenită de la taică-miu, exact aceeași frunte o avem. O frunte atât cât fața. Da? E, fruntea lată înseamnă inteligență. Acum ți-o acoperi cu un breton, nu vrei să se vadă că ești inteligent. E câteodată e bine să faci pe prostul. În zilele noastre nu-i bine să pari prea deștept. Și fruntea mare. Uite, uite și la el, și la domnul psiholog, la fel, frunte lată. Juriu și măsoară frunțile. Sunteți toți lați, că de-aia v-am invitat. Nu suntem lungi și lați în frunte. Cum ți-l imaginezi pe Sebastian la, nu știu, vârsta de... 70 de ani, 80 de ani, cum crezi că va evolua? Va fi tot așa zăpăcit sau va deveni serios cu timpul și... Da, mi este greu, nu știu, să mi-l imaginez la 70 de ani. Eu și mie. Pe Sebastian îl știu de când era el mic. Felix, trebuie să le spunem că te cheamă și Felix, pentru că bunicul a fost celebru, Felix, și au ținut foarte mult părinții să meargă mai departe numele acesta. Te rog să privești acel ecran și vei vedea și tu cam cum te vei manifesta odată cu trecerea timpului. Acum ești așa cum te uiți în oglindă și te vezi. După deja care, odată cu trecerea timpului, iată, cam așa, la 90 de ani, cam așa vei fi. Dar voi nu calculați cu ceva. Până la timpul ăla o să am acces la Botox. Așa. Și nu o să vedeți asta, mă promit eu. Asta dacă mai sunt viu atunci. Să ții această emisiune martor, da? Și după aia te compari. Când o să zic în viitor că n-am nicio operație, o să-mi amintesc de emisiunea asta. Bună, bine punctat. De unde acest... Dar vezi, el are dreptate acum, sunt operațiile la modă, te mențin veșnic tânăr, nu, așa că el era poate la 150 de ani, dar era operat. De unde acest conflict între generații? El există, nu puteți spune că nu, că de fapt ele se înțeleg. Există, clar. Pentru că, într-adevăr, Dan are dreptate, intrăm în cofetărie. De ce? De ce anume nouă, adulților, ni se pare că ei nu sunt cum ar trebui să fie, iar lor li se pare că noi deja suntem depășiți și ar trebui să... Nu mai ne exprimăm, că spunem numai prostii. De ce? Da, adică mie mi-e foarte greu să accept la un băiat îmbrăcămintea. Dar la o fată? Da, o fată, parcă nu știu, unei fete este altfel, dar la un băiat să-l vezi plin de cercei, inele, adică deja asta este o extravaganță, ceea ce mie mi-este foarte greu să-l accept. Eu, de acord, Gradena? Da. Mă uit la el și eu îl văd așa genul sportiv, da, o extravaganță, dar către zona sportivă, nu către zona asta de modeling. Nu are masculinitate, în primul rând. Este mai mult feminin. Acum n-aș prea zice. Da, cred că e lecție din moș cu haina nu-l face pe om. Deci, în așa fel încât nici hainele nu-mi definesc mie masculinitatea sau feminitatea. Corect. Dar femeile sunt frumoase, deci dacă asta vreți să spuneți că sunt frumos, mulțumesc. Sebastian, de unde acest război între generații? Din punctul tău de vedere, ce anume stârnește această, nu știu, neîncrederea tinerilor în generația noastră, a celor care deja ne-am cam spus cuvântul? Ok, eu personal nu cred că am neapărat un conflict cu o generație înaintată mie, deoarece eu mereu m-am înțeles mai bine cu oamenii mai în vârstă decât mine. Dar cred că un conflict care se găsește foarte des este că în generația mea se pune foarte mult accent pe a te educa exact, concret pe un subiect și după a-ți spune părerea, fără să ai niște prejudecăți. Devine un lucru care trece peste subiectivitate și peste tradiții și peste cum suntem obișnuiți și se duce în niște perspective obiective. Și atunci cumva conflictul ăsta apare, deoarece persoanele mai în vârstă, unele dintre ele au tendința să spună o părere fără să se uite un pic în spate, de ce, sau adică să înțeleagă și persoana din fața lor. Doar ei au o părere și simt că este dreptul lor să o spună. Ceea ce este, da. Sunt de acord cu Sebastian. Sunt de acord cu Sebastian că de obicei maturitatea sau, mă rog, da, maturitatea, senectutea nu îți oferă dreptul de a da verdicte. Și întotdeauna trebuie să argumentezi, da? Și oamenii uită ce au făcut ei și cum au fost și, și prin ce au trecut. Și în sfârșit putem să fim șefi și să dăm cu pumnul în masă și să zicem, faci ca mine, eu am dreptate. Ceea ce este o mare greșeală. Și mai e ceva. Noi dacă nu cunoști foarte bine istoria, deci noi trăim niște clișee, știi? Dar în istorie, de exemplu, figura bărbatului cu plete lungi, care acum este considerată fiind efeminată, atunci era părul lung, era semn al bărbăției, și de nobilitate. Cerceii, la fel, la foarte multe triburi. Deci, pur și simplu este vorba de timp, de perioada de timp. Am să-l întreb pe acest domn și vă rog să-i trimiteți microfonul. Știu că aveți o fiică rebelă, da, și știu că aveți dese, nu spun neapărat războaie, ci ciocniri, în special, nu dumneavoastră, domnul așa, în special pe tema vestimentației. Greșesc? Parțial, așa. Pentru că ea și alege vestimentația. Eu pot să zic ceva, nu știu dacă ține cont sau nu, dar asta e. Ea poartă hainele și le alege. Așa. Cum explicați conflictul între dumneavoastră și adolescenta de acasă? Eu încerc să nu fie conflict și plec de la 3 noțiuni fundamentale. 1. Să facem copii frumoși. 2. Să le transmite modelul educațional, cultural, vectorul pentru viitor. Și 3. Să învățăm de la ei. În continuare, despre conflictul între generații ne va cânta fiica domnului care s-a lăudat, că are 3 metode prin care stinge conflictul. Sunt sigură că va aprecia, Sebastian, felul în care este îmbrăcată, nu și gradena noastră, că noi probabil că o să avem micile noastre observații, dar cântă extraordinar Angela Gheorghiu. Tot îmi spun părinții mei de conflictul dintre generații prin care au trecut și ei. Nu există niciun lac, dar pe timp ce anii trec îți vine mintea la cap. Ei ar vrea să fac mai multe, dar e clar că nu acum. Nici ai mei tinerețe n-aveau mintea de acum. Ce-am în suflet, ce gândesc, câte lucruri îmi doresc. Așa că viața este frumoasă și adolescența e la fel de prețioasă. Așa e viața, depinde doar cum o primești. Poate fi bună, poate fi rea, te trebuie să o Marina Almășan. Cu Costin Teodorescu, care este pregătit să recite o poezie foarte frumoasă, nu înainte însă de a reaminti că acest program este realizat în colaborare cu Primăria Sectorului 3 și îi mulțumim foarte, foarte, foarte mult. Am crezut că spui Costin care este pregătit să ia fața domnului Dan. I-am cam luat fața, nu? Dar am luat fața... cum te poziționezi, așa, ca să nu se vadă. Să știi că am luat fața cu un motiv foarte întemeiat, pentru că o să spun așa, Farmacia Inimii Catena este alături de noi și în acest sezon ca sponsor principal. Catena reprezintă unul dintre cele mai cunoscute și branduri românești prin serviciile și produsele oferite cu grijă și profesionalism. Romvac, cu experiență de 48 de ani în domeniul medicinei, este producătorul suplimentelor alimentare de uz uman, imunoinstant, adjuvante cu imunoglobuline Y, specifice împotriva infecțiilor cu bacterii rezistente la antibiotice. Dealul Dorului, vinuri premium, n-aud aplauzele așa din zona Buzia Sileagiu, pe care le găsiți atât în magazinele de specialitate cât și în rețeaua de supermarketuri și Peco. Deci am luat fața cu un motiv foarte întemeiat și acum redau cezarului ce este al cezarului, adică Danului ce este al Danului, nu? Din cauza ta, înțelegi? Păi datorită, nu din cauza. Datorită, nu din cauza. Da. Voi nu vedeți nimic, dar eu văd o întrebare foarte interesantă pe care o trimite un tânăr, un student la Politehnică Mihnea Morar. Le-aș fi recunoscător adulților dacă nu s-ar mai bate cu cărămida în piept cât de grozavi sunt ei și cât de praf suntem noi. Adică noi tinerii, nu eu. Foarte urât, să nu uite că generația lor l-a tolerat decenii întregi pe Ceaușescu, iar mentalitățile învechite de atunci funcționează perfect și astăzi. De-aia merg lucrurile cum merg în țara asta. Aș vrea să zăbovim puțin, pentru că am mai auzit replici de genul ăsta, că las, că voi l-ați avut pe Ceaușescu și ați rămas cu gândirea de atunci. Te întreb pe tine, tu ce... Nu, că tu nu l-ai prins. Dar ce știi tu despre anii ăia? Sunt foarte curioasă. Și o să vă întreb și pe voi. Voi ce știți despre anii aceia de care tot auziți? Eu știu ce mi s-a povestit, totuși, ce a spus. Am uitat numele, din păcate. Persoana care a scris. Mihnea Morar, da. Mi se pare ușor radical în ideea că generațiile vechi, oricâte conflicte ar exista între noi, ei sunt cei care au făcut drumurile pe care noi să alergăm acum. Adică drumurile dacă nu exista... Aoleu! Poftim? Zic, drumurile astea proaste de care tot vorbim. E, acum nu drumurile fizice, mai mult figurative drumurile. Figurative, adică ei au pus fundația lucrurilor de care putem noi să ne bucurăm acum. Prin suferință sau prin timpuri mai grele. Acum că ceva ce ar trebui să rămână în orice generație, atât a noastră cât și generația mai mare, e dorința de a evolua și de a fi o variantă mai bună. Nu contează că ai 70 de ani, tot poți să înveți ceva nou. Nu contează că am 24 de ani, tot poți să înveți ceva nou. Asta e un fel de cofetărie a Rivalii, nu? Ce îți place ție, Dan. Ia să vedem voi ce. Deci, Horia, tu ce știi despre anii aceia? Ce ți s-a povestit? Acum, vă rog să mă corectați dacă greșesc, dar de ce dumneavoastră tot încercați să ne insuflați și nouă aceeași mentalitate? Poate că vrem să facem ceva diferit și nu văd nimic rău în asta. Nu știu, a fost adresată o întrebare. Faceți. Elisabeta, vrei să răspunzi sau cine vrea să răspundă? Păi, adică, încercăm noi să le probabil că în subconștientul nostru... Asta e o idee... greșit că noi încercăm să vă, sau noi vă insuflăm să faceți anume ceva. Păi nu vă supărați. Nu e chiar greșit. Atunci nu e chiar încercați, având în vedere și discuția precedentă despre îmbrăcămintea lui Țopescu. Până la urmă, încercați să insuflați faptul că nu e normal cum se îmbracă și cum... Dar nimeni nu insuflă nimic, doar pot să spun că fac parte din altă generație și nu sunt de acord să văd un băiat îmbrăcat așa. Dar asta nu înseamnă că îi spun lui Sebastian, vezi, când plecăm de aici, te dezbrac și te îmbrac în training. Și pur și simplu îmi spun punctul de vedere. Cum și vouă, noi adulții nu încercăm să vă insuflăm altceva decât încercăm să vă insuflăm să știți să respectați, să vă respectați, să munciți, să înțelegeți că banii nu se câștigă ușor și că dacă vrei să ajungi cineva în viață, trebuie să muncești și trebuie să muncești mult atunci când ești mai tânăr. În ce clasă ești? A 12. A 12, deci dai bacul. Unde ești la școală în catalog așa, nu ca nume, ci ca nivel... Sus. Deci sus, de foarte sus, da. Te forțează părintele acasă, mama, tata îți spune, vezi, dacă nu iei 10 pe linie, nu mai ai ce să cauți acasă? Nu, vine asta... de la tine. Da, corect. Deci, venind de la tine înseamnă că tu ai niște gânduri cu tine. Vrei să ajungi, că pe vremea noastră așa se spunea, vrei să ajungi cineva în viață. Că așa te întreb pe tine de ce nu înveți. Așa, să nu înveți deloc, să nu te duci la școală, să chiulești, să, nu știu, te apuci de alte lucruri. Nu mă refeream specific la asta. Și chiar și dacă ați fi încercat să ne insuflați, mă rog, să ne obligați să învățăm, e un lucru foarte bun și ăsta. Dar sunt alte aspecte pe care dumneavoastră... Care, concret, dă niște exemple. Ce vi se întâmplă vouă rău? Spre exemplu, că tot ne-am legat și de școală, știu că... Am pățit-o, mă rog, și eu și foarte mulți tineri de vârsta mea au fost obligați, puși cu forța să mănânce matematică și română cu pâinea. Nu zic, sunt într-adevăr folositoare, numai că dacă noi alții avem alte visuri și alte opinii, putem la fel de bine să ne specializăm pe alte domenii, cum a făcut și... Aici cred că e de acord și Sebastian, că într-un fel cam asta ai spus și tu. Da. Mă leg de întrebarea adolescentului și o să spun așa, că și sistemul de educație are o mare parte din vină, pentru că noi acum suntem în era tehnologiei. Acești copii nu mai învață cu creta și șterg cu buretele și se duc la baie să ude, să spele buretele ca să șteargă încă o dată tabla. Și totuși, școala a rămas cu aceleași materii, școala nu este schimbată și ei încearcă să treacă peste acest lucru având atâta informație la dispoziție și nu reușesc. Și atunci intervine și conflictul ăsta, că vine acasă, mama este obișnuită sau tatăl cu școala pe care a făcut-o, că până la urmă școala este esențială în educația voastră. Fără școală nu puteți face nimic. Dar să știți că și școala s-a adaptat. Adică eu am citit în cartea, cartea de limbă română a fiicei mele, la un moment dat, în loc de amintiri în copilărie, am văzut Aventurile ursulețului Puh! Deci nu înseamnă că școala s-a adaptat. Da? S-a adaptat. Așa. Elisabeta, vin lângă tine pentru că sunt foarte curioasă. Cum vei comenta și tu, și o să ne ajute și Sebastian, că suntem pe domeniul lui, niște ținute, nu sunt ale tale, niște ținute care nouă ne-au atras atenția. Sunt ținute purtate de tinerii din zilele noastre. Acum, întrebarea este dacă ne deranjează sau nu. Nu ne deranjează atâta timp cât ei își văd de treabă în meseriile pe care le au. Una e să vezi hainele astea defilând așa prin fața noastră, că vor tot felul de case de modă să iasă în evidență, și alta e să vezi pe stradă tineri cu tot felul de belciuge în nas, tatuaje, colorați în toate felurile. Pentru mine asta înseamnă mutilare, să te mutilezi. Să vorba de spectacol, sunt de generații. Uite, lasă-l pe să spun. Vreau să spun ceva care nu e spus, adică o să sună un pic dur. Dar critică-ne și tu, că și noi suntem îmbrăcați ca niște... Dar, de exemplu, cum a dat exemplu cu o persoană care ar spune și cu parasolarul ăla etc. Fața de masă. Exact. Da, eu nu mai dorm noaptea din cauza părerii lui. Exact. Ba da, atunci voi nu mai dormiți noaptea că are unul belșug în nas. Nu, adică, dar nu mă deranjează, aici e problema. Asta, eu aici zic, adică atâta timp cât există această acceptare reciprocă, pentru că și în pozele pe care le-am ales, eu înțeleg că am făcut o selecție ușor denigrantă, în principiu, asupra unei comunități, din ce am văzut eu. Dar e la fel de parcă eu aș face o selecție cu oameni radicali în vârstă, care sunt misogini, care sunt homofobi, care sunt poate comuniști sau poate sunt fasciști, în Italia acum, adică până la urmă noi putem să selectăm așa tot timpul ce e mai rău sau ce adică credem noi că poate să șocheze. Nu numai asta, dar ce vreau să spune el, este asumat. Contează foarte mult pentru un tânăr, pentru un artist, pentru orice meserie ai avea. Trebuie să-ți asumi riscul de a râde cineva de tine, de a nu te înțelege. Ia zi, Costin! Păi avem și noi așa în echipă o fată frumoasă, harnică, da, talentată, modernă, tot ce vrem. Se numește Raluca, normal. Așa. Dar știi că a făcut un sondaj de opinie și vorbește despre dezamăgire, dar înainte de dezamăgirea asta... În dragoste? Despre, nu în dragoste, dezamăgirea dintre generații. Adică, practic, de ce ești tu dezamăgită de mine, de exemplu? Nu vorbește ea, vorbești tu. Că ai venit îmbrăcat în pătrățele. Nu sunt bine? Mă rog, hai, continuăm. Nu? Dacă tu te simți așa, bine, ai tot ce e important. De ce sunt eu dezamăgit de tine acum? Nu o să spun asta. O să vedem de ce sunt dezamăgiți cei tineri, de cei puțin mai mari decât ei. Și în viceversa, în sondajul de opinie. O situație în care ați fost dezamăgit de o persoană mai tânără. De o persoană mai tânără? În foarte multe cazuri am fost dezamăgit. Și ce e mai trist, că de cei de vârsta mea, eu mă apropii de 70. La tinere nu mai putem să avem nicio pretenție. Mă duc la manicură. Nu știu, simt că nu ne acordă aceeași atenție care li se acordă celorlalte femei mai tinere. Unul care doarme pe acolo în tinerel, uite, mă dezamăgește când îl văd așa. Uite, doarme pe trotuar, băiat tânăr, unul se ducă la muncă, să facă și el ceva pentru societate. Doarme la soare. O situație în care ai fost dezamăgit de o persoană mai în vârstă. De obicei persoanele în vârstă care nu înțeleg lucrurile pentru care sunt pentru noi normale. De exemplu, am fost, eu sunt din Sibiu și avem o vecină acolo care nu a acceptat faptul că cățelul meu și-a făcut nevoile în fața porții ei, pe stradă, într-un loc public. Simt că de multe ori femeile mai în vârstă judecă tinerele pentru cum se îmbracă sau alte chestii și zic că pe vremea lor nu era așa. Oamenii mai în vârstă ne judecă foarte, foarte mult, cu toate că probabil și ei făceau aceleași chestii pe vremea lor. La 5 dimineața trebuie să se ducă la piață și au numai liftul bum, bum, bum. De o persoană mai în vârstă când ne zice că generația noastră nu poate să facă nimic și că nu suntem capabili de nimic. Eu prefer să fiu de acord cu persoanele mai în vârstă, chiar dacă în interiorul meu știu că poate eu am dreptate, nu acea persoană, dar prefer să înțeleg persoanele, chiar dacă sunt enervante. O situație în care ați fost dezamăgită de o persoană mai tânără. De un avocat care m-a executat. Da, avocatul pe care l-am angajat ca să mă apere mi-a cerut jumătate din zestrea lăsată printr-un teren de tatăl meu. Eu am fost pe o vânzătoare de la... M-a dus în eroare cu multe lucruri acolo, am cumpărat o mașină și a bătut joc. E și situația că nu mai vin la biserică sau că am retras, având anumite necazuri, dau vina pe cele duhovnicești. Noi suntem bătrâni și suntem pentru gunoi, să ne arunce la gunoi. Ei sunt cei mai mari și cei mai tari acum, la ora actuală. Dom'le, nu mai dați bira pe tineret. Cum l-am crescut și l-am educat, așa l-avem. Nu aruncați găina moartă. Rivalii se întâlnesc aici. Marina Almășan. Wow, ce concluzie, ce concluzie. Am rămas fără piuit. Mai are cineva vreo dezamăgire de adăugat la șirul Ralucăi? Da. Când te-a supărat tare un om mare? Au fost mai multe situații și profesori, părinți și alte persoane la care mă uitam în sus către ei. Încerc să-mi exprim opiniile și ideile și totuși nu vor să asculte sau încearcă să găsească motive pentru care să încheie ideea sau subiectul acela. Uite, o întrebare care vine cumva în completarea discuției noastre anterioare. Ina Stere din Iași ți se adresează ție, că se știa de pe Facebook că este fiul lui Cristian Țopescu, invitat astăzi, Sebastian Țopescu. Ce ținute ne recomandă tânărul Țopescu nouă femeilor 50+? De ce anume trebuie să ne ferim ca să nu apărem ridicole? Așa, niște sfaturi din astea, purtați bluzi sau purtați rochii, asta oricine poate să dea, dar mi se pare că doar încercați, jucați-vă, că până la urmă, zicem că eu în 10 ani când o să văd ținuta asta, o să mi se întoarcă stomacul pe dos, dar asta e o ținută, o port o zi. nu mă definește, nu mor în ea, adică doar distrați-vă, încercați cât mai multe lucruri adică și apoi o să vedeți. De exemplu, dacă, nu știu, dacă eu sau Elisabeta sau Emilia ieșim pe stradă cu blugii ferfeniță, cum au fost cei ai... Păi și care e problema? Da? Deci... Păi nu, adică nu văd care e problema, că ce, adică... Cu blugii ferfeniță ies și eu pe stradă. Exact. Nu e problemă. Deci nu e problemă, dar cum m-aș arăta eu dacă aș ieși pe stradă cu tot felul de chestii în nas, în limbă, în buze, în urechi, în tatuată, de să nu mă mai recunosc cine sunt? Ce zici? Ce ziceți? Te-ar deranja pe tine ca tânăr să vezi? Da, deloc! Adică nu? Probabil păi ar fi... Păi tu mă rogi, e clar păi că nu, tu mă rogi, că mă cunoști și mă rogi. Dar cum mi-ar arăta mie? Să, nu știu, bine, cum aș arăta eu așa la... Dar ei nu probabil că ar fi ok și chiar ar zice despre noi, ia uite ce babă cool, nu? Așa ar zice. Dar ce ar zice colegii noștri de generație dacă ne-ar vedea așa? Radicale ar fi cu oamenii de generația noastră. Deci... Deci ei ar fi cei mai radicali. Asta înseamnă că este doar o chestiune de perspectivă. Exact. Cine privește. Și exact. Probabil și de că și... suflet, cum te simți în interior. Corect. E un mesaj. Cum te îmbraci reprezintă ceea ce simți tu și cum te vezi tu pe tine. Nu vă spărați. Uitați, aș avea și eu ceva de adăugat. Uitați-vă în jurul dumneavoastră acum. Cu toții sunteți îmbrăcați de normele normalului de astăzi. Însă gândiți-vă puțin cum se îmbrăcau oamenii acum 500 de ani, acum 400 de ani. Și gândiți-vă ce ar fi gândit ei despre voi acum, uitându-vă la voi. S-ar fi gândit, Doamne, ce ciudați, cum poate să stea cu decolteul așa? Cum poate să-și arate gleznele? Însă acum e ceva normal. Ideea este că lucrurile se normalizează și trebuie și dumneavoastră să înțelegeți că unii dintre noi, nu zic că nici eu nu sunt foarte fan, dar... unele chestii intră normal și trebuie să le lăsăm liber cursul. Bine, acum dacă ai fi fost inspirat, probabil ar trebui să dai exemplu cu mini-jupul, care atunci când a apărut la epoca respectivă, cei conservatori erau oripilați de fusta extrem de scurtă, de nu știu ce. Și uite că noi ne uităm acum la generația aia cu foarte multă admirație, da? Și au fost conflictele astea care... erau oripilați ziua. Ascultă-mă, noi suntem foarte ipocriți, înțelegi? O discuție atât de spumoasă, mergem într-o zonă care îi va face pe cei din fața noastră să strâmbe din nas, dar degeaba, pentru că doar domeniul, să zicem, că stârnește oarecare frisoane, pentru că momentul în sine va fi unul foarte plăcut. Vom vorbi, de fapt vom cânta despre BAC. Îți mai amintești când ai dat BAC-ul? Păi normal. Vă mai amintiți, da? Păi da. Așa? Voi încă nu l-ați dat, nu? E, atunci ascultați-l pe Ovidiu Mihailescu. M-a văzut citind o carte, tata a făcut infart, a văzut cu o carte în pat. Profa zice, ați dat de dracu că la anul aveți bac cu moromeții caragiale, bagă tineri în spitale, toată lumea e în picioare, barbul slavici bagă tare, mama strânge rezumate, tata îmi explică toate, iar bunica în librărie cumpără bibliografie. Vai, 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 înnebunesc, vai, cum să citesc? Pe mine scuma tâmpită, s-a scris de s-a spetit, înțeleg un vers din 10, ce val cavalul trece. Iar Bacovia e crimă, ăsta chiar că te deprimă, plumb, morminte și inferno, cum pariu că era emo. Toată lumea e în picioare, barbul slavici bagă tare, mama strânge rezumate, tata îmi explică toate, iar bunica în librărie cumpără bibliografie. Vai, 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 înnebunesc, vai, cum să citesc? În final așa vă spun, să citești un lucru bun, însă dacă iubești cartea, nu amenințat cu moartea. Orice carte e o stea ce te poate lumina, însă azi cultura moare, fiindcă nu avem răbdare. Toată lumea e în picioare, barbul slavici bagă tare, mama strânge rezumate, tata îmi explică toate, iar bunica în librărie cumpără bibliografie. Vai, 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 înnebunesc, vai, cum să citesc? Toată lumea e în picioare, barbul slavici bagă tare, mama strânge rezumate, tata îmi explică toate, iar bunica în librărie cumpără bibliografie. Vai, 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 înnebunesc, Marina Almășan. Și cu Elisabeta Lipă, și cu Sebastian Țopescu, și cu minunatul nostru Juriu, și cu dumneavoastră, și cu Costin, care abia așteaptă să ne mai invite în sufrageria Facebook-ului nostru. Normal, pentru că, practic, energia de aici, din platou, nu se termină niciodată. Ea continuă pe Facebook, pe Rivalii cu Marina Almășan. Ia uite cum arată pagina noastră și pagina noastră ascunde o interactivitate așa foarte faină cu telespectatorii și concursuri, bineînțeles. Și dacă tot a crescut aici la mine pe pupitru acest coș frumos, trebuie să anunțăm, să reanunțăm concursul nostru lansat săptămâna trecută, nu-i așa? Așadar, dragi telespectatori, trebuie să trimiteți o poză în care să apară Moș Crăciun, fie cu dumneavoastră, fie cu un membru al familiei. La ediția specială de Crăciun se vor extrage 5 coșuri de genul acesta. 5 coșuri câștigătoare. Sunt foarte condimentate și piperate. Am primit deja? Nu trebuie. Da, da, am primit și ceva fotografii. Vrei să le vezi? Păi, hai să le vedem împreună atunci, pentru că deja am făcut o selecție. Ia uite, Moș Crăciun este foarte iubit de toată lumea. Mi-am dat seama odată cu lansarea acestui concurs că eu nu am nici o poză cu Moș Crăciun, vreau să spun. Sper ca la ediția de Crăciun să-mi fac și eu o fotografie, dar cred că va fi prea târziu. O să avem chiar 2 Moș Crăciuni. Da, abia aștept să-i cunosc, atunci probabil de asta n-am nicio poză până acum. În schimb, cei care au poze cu Moș Crăciun trebuie musai să le trimită pe pagina Rivalii cu Marina Almășan pe Facebook. Și mai avem și TikTok, să știi, da? Rivalii pe TikTok, așadar și acolo postăm lucruri de culise de fiecare dată, în fiecare săptămână. Oh, da, o mulțime. Deci Raluca mi-a spus că a făcut o selecție din cele câteva zeci primite până astăzi. Dar tu aveai poză cu Moș Gerilă când erai mică? Ai poză cu Moș Gerilă? Că pe vremea ta era Moș Gerilă, nu era Moș Crăciun. Da, cred că am câteva pe acasă, dar erau alb-negru, deci nu știu exact ce culoare avea moșul, în fine. Apropo de Moș Crăciun, am asistat cum îi scria un ins lui Moș Crăciun o scrisoare și scria: dragă Moș Crăciun, anul acesta îți scriu scrisoarea mea pe o foaie de glaspapir, ca să nu mai poți să faci cu ea ceea ce ai făcut anul trecut cu scrisoarea mea. Bani. Vine proba cea mai îndrăgită de telespectatorii noștri. Azi, dacă voi știți care este proba aceea? Proba aceea, cea mai îndrăgită probă. Hai să vedem. Cu obiectele. Cine a avut 10 la școală? 10 pe linie. Proba obiectelor. Explică-ne, te rog frumos, în ce constă proba obiectelor. Fiecare trebuie să ne spună, să-și aleagă un obiect tipic pentru anii săi și să vedem dacă celălalt îl ghicește. Eduard, tu ce-ai fi ales din anii tăi ca să nu ghicească celălalt? Grea întrebare asta. Hai să vedem ce a ales Elisabeta. Ia să vedem. Cred că și-a alegea o tabletă. O tabletă de piramidon. Mai țineți minte că exista cândva pe vremuri piramidonul? Era foarte bun. Da. Nu mai există. Ce e la piramidon? Știți la ce se folosește? Nu? Se pisa înainte cu un pic de apă, nu? Dar răceală, dureri de cap. Ia să vedem cu ce îl vei încuia pe junele Sebastian. Ia să vedem. Aoleu, ce scoate Elisabeta de acolo? Bă, normal! Un caiac! Nu pot să cred! Copilăria mea! Fugiți toată lumea, fugiți! Nu fugiți, nu suflați, nu suflați, nu suflați! Poate explodează. E adevărat? Nu, pune mâna. Relicvă, Sebastian, te rog frumos să ții în mână acest obiect. Se vând scump acum! Și să ne spui ce este acesta? Băi, nu! E un sifon. Ce? Ce este? Sifon. Sifon. Nu pot să cred. Nu e. Nu știu. Utilitatea lui mi-o pot imagina, adică asta nu e tocmai partea complicată. Dar de unde știi tu cuvântul sifon? A, deci chiar am ghicit. Există în modă cuvântul sifon? Nu, dar am mai văzut și eu, am mai fost. Extraordinar! Mai știa cineva ce e? Încă vreo 2. Deci, Vai de mine, nu îi încuiem cu nimic pe copiii ăștia. Păi cu internetul lor circulă prin toate viețile și toate... Vi-l mai amintiți? Da. Și eu mi-l amintesc, Marina. Vi-l las aici ca să vă uitați la el, să vă amintiți de tinerețe. Cine obișnuia să meargă la... Păcat că... Eu, Costin. Tu știi câte drumuri am făcut? Toată lumea. N-am avut unde să-l încarc. Dacă am fi băut niște apă minerală, niște sifon cu sirop. Că mergea acum niște apă minerală de la sifon. Da. E, acuia, să vedem. Ia să vedem. Deci Sebastian s-a descurcat de nota 10. Pot să îl oferi doamnei Elisabeta Lipă ca să-l palpeze, să-l răsucească pe toate părțile. Ce este acesta, Elisabeta? Cred că nu sunt chiar atât de înaintată în vârstă, că este un încărcător. Deci este un încărcător? Un încărcător de ce? De telefon, da, cum să nu? Da, este pur și simplu un încărcător sau... E un încărcător portabil. Da. Acum, de ce l-am adus? Este că am zis că poate... Nu vă uitați de jos. Așa micuț cum e, n-arată. Ai crezut că îl confund cu un ruj, nu? Așa mi s-a spus. Deci iată că, de data aceasta concurenții noștri au fost mult mai sprinteni și mai ageri la minte decât ne-am fi imaginat noi. Noi când am văzut încărcătorul am zis, asigur că o să spună Elisabeta că este un ruj. Un ruj. Ți-ai găsit? Seamănă cu un ruj, dar... Cu fiu aitist. Totuși. Bun. Întrebări de pe Facebook. A, uite, cineva îi roagă pe invitații noștri să vorbească despre o mare personalitate, fiecare despre câte o mare personalitate a vârstei adverse. Mă rog, adversă, așa se numește ea. Deci cumva tu, Sebastian, să alegi dintre toți adulții planetei celebri, să alegi un om pe care, nu știu, îl respecti, care ți este model, iar tu, Elisabeta, să te gândești la cineva din generația lor care îți... impune respect și admirație. Cine începe? Hai, începe tu de data asta. Eu alegând pe bază de nepotism, așa, l-aș alege pe tatăl meu. A, ce frumos! Chiar era momentul să vorbim puțin. Da, păi l-apreciez în primul rând pentru că cred că el m-a învățat exact și concluziv cum să fiu atât de hotărât și atât de ambițios cum sunt. Totuși, diferența între noi e că eu sunt mai vulcanic, el era foarte calm. Adică sunt sigur că pentru cei care l-au cunoscut își amintesc că avea o calmitate din asta de cumva devenea și enervantă pentru tine. Da, da, da. Erai agitat și apoi era foarte calm așa și cumva în ani și așa am învățat și eu de la el. Că câteodată chiar e mai bine să fii calm. Să așteaptă întâi să vezi tot ce au de zis oamenii și după aia răspunde. Ce frumos, în ecran curg imagini cu Cristian Țopescu, unele dintre ele au și sunet și nouă ne este foarte dor de el, pentru că a fost un, dincolo de personalitatea pe care o știe o țară întreagă, a fost un coleg extraordinar, la un moment dat a și condus destinele acestei instituții și ne amintim de perioada respectivă ca de una dintre cele mai luminoase etape din istoria televiziunii române. Te-a ajutat în viață sau poate nu neapărat că te-a încurcat, dar ți-a făcut mai complicată existența faptul că porți un nume atât de sonor și că lumea poate are niște așteptări uriașe de la tine? Posibil să existe niște așteptări uriașe, doar că niciodată nu am ținut cont de ele și când aveam micile momente, că, vă dați seama, la 12-13 ani, când aveam micile momente, tatăl meu mereu îmi amintea. Adică îmi spunea că ce am făcut eu e ce am făcut eu, ce faci tu e ce faci tu. Noi nu suntem conectați în ce facem, noi suntem conectați doar prin iubire. Ce frumos! Ce frumos! Elisabeta, dintre toți tinerii planetei, pe cine... luăm așa astăzi din partea ta ca model pentru această generație? Revin puțin. Eu am ținut foarte mult la tatăl tău. A comentat curse, mi-e greu să vorbesc. Avem nevoie de un șervețel? Da. Nu știu dacă se va naște un comentator de nivelul lui. Și cred că asta spune tot. Da, dincolo, dacă îți mai aduci aminte, noi eram pasionați în a culege informațiile pe care el ni le împărtășea în timpul meciului. Adică era un om extrem de erudit și cu un talent de povestitor aproape actoricesc, să știi. Și învățam, exact, interpreta și aflam foarte multe informații pe care nu le transmitea așa pur și simplu, cum e acum, știi? Cu nu, ți le povestea ca tu să le ții minte. Da, știi de ce? Nu. Pentru că niciodată nu intra nedocumentat. Da. Așa este. Nicio competiție, fără să fie documentat, poate exagerat de documentat. Profesionalism, da. Asta înseamnă. Așa este. Exact, asta Sebastian, știi ce mi-amintesc eu personal, vorbesc în numele meu acum, ce mi-amintesc din copilăria mea când tata comenta la televizor patinajul artistic, nu știu dacă aveți aceleași amintiri, era televiziunea alb-negru când eram eu mică. Și țin minte că ne uitam la un ecran alb-negru, acel alb și negru spălăcit, televizorul nu era grozav și l-auzeam pe Cristian Țopescu care spune: intră în scenă perechea cu tare, ea poartă o frumoasă rochiță roz cu paiete aurii, el este îmbrăcat într-un costum bleu marin și noi atunci cu ochii minții ne imaginam că suntem acolo pe gheață și că îi vedeam pe respectivii plutind pe luciul gheții și era o încântare să-l asculți pe Cristian Țopescu comentând chiar și în vremea televiziunii alb-negru, pentru că aveai sentimentul că ești acolo lângă el și ce spune el vezi și tu. Bun, să ieșim din oala cu melancolie și să intrăm în sugestia ta de tânăr care merită să fie dat ca exemplu. Sunt mulți tineri care merită să fie dat exemplu și am ales un tânăr dintr-un alt sport, că și în canotaj există foarte multe modele și l-am ales pe Alex Bologa, pe care eu îl admir foarte mult. Iată-l în imagine. Și vi le recomand cu tot dragul ca model. Este un tânăr nevăzător. Dar care are o ambiție, o voință, o determinare. Deci, cred că Dumnezeu a luat așa toate aceste calități și au pus acolo pentru el. Deci, extraordinar acest copil. Foarte frumoase cele două exemple. Aproape că îmi vine să extind puțin și să vă rog și pe voi să numiți câte o mare personalitate de la noi sau de aiurea pe care o considerați demnă de a fi inclusă în această descriere. David Popovici. Da, foarte frumos. Iasă. Dacă Costin, dacă iai la îndemână, poate ni și reamintești așa ca imagine. Avram Iancu, cel care a traversat Marea Neagră. Avram Iancu, sportiv. Am înțeles. Uite-l pe David Popovici în imagine, dacă îl găsești și pe Avram Iancu, crăișorul munților, care și aceea era o personalitate extraordinară, ci cel din zilele noastre. Am găsit. Da, iată. O sumedenie de imagini cu un om simplu care a reușit, iată, fără să fie înscris în competițiile internaționale oficiale, a reușit să facă performanță. Performanță uluitoare, determinat, că despre asta este vorba. Și a pus ceva în cap, l-au ajutat și datele genetice, dar a reușit să obțină o performanță demnă de un mega înotător profesionist. Eduard Puiu, admiră pe? O să dau un exemplu din, să zicem așa, din sfera mea de activitate. Este o persoană cunoscută la nivel mondial, care a lucrat cu foarte multe personalități din America. Numele lui este Tony Robbins. Tony Robbins, psiholog, Costin. El nu e neapărat, e un coach motivațional și este un om care reușește să țină pe un stadion câteva mii de oameni atenți la discursurile lui, la speech-urile lui motivaționale. Pentru mine este un fenomen. Foarte frumoase exemple. Tare mi-ar fi plăcut să trec pe la fiecare din voi, dar timpul ne presează. Și în timp ce vorbeai cu atâta patimă de Avram Iancu, m-am gândit că tu n-ai cântat de mult în emisiunea noastră și parcă mi se pare nedrept să te tot... Dacă dai muzica tare în boxeți, când? Da! Cânti cu Emilia, cânti cu Eduard, cu cine? Uite, data viitoare o să pregătim cariera lui. Da? Da. O să cânt cu un prieten foarte bun. Sună un prieten. Poți să-l sun acum? Da, sună-l să intre în scenă. Tudore, hai în scenă, tată! Hai. Tudore, hai să termine emisiunea. Tudor Turcu! Doamne și domnilor, Tudor Turcu! Împreună au 4 metri. Salut! Hello! Oaza! Oaza! Să rămână, să rămână. Ce cântăm azi, Tudor? Ce cântăm? Și ție. Dăm voie, dăm voie. Să ai o viață faină. Fii power. Let's play something. Let's play something cu inima. All right. Să nu ne schimbăm inima. Începe tu, începe, da. Am ce inima baby, set me free. Well, cause you don't care. I don't care. Just please set me free. Yeah. Oh yeah. Unchain my heart. Unchain my heart. Every time I call cu Marina Almășan. Publicitatea n-a reușit să stingă freamătul pe care l-au degajat cei doi. Incendiară atmosfera aici la noi. Să știi că am tras cu camera mea de pe telefon de acolo și voi posta pe TikTok ceea ce s-a întâmplat aici, să vadă. Da, cred că a tras înainte Dana și a postat live pe Facebook. Am înțeles. Eu vreau să le reamintesc celor doi competitori, Elisabetei Lipă și lui Sebastian Felix Țopescu, premiile pentru care luptă astăzi. Mai priviți-le odată, iar eu vă voi spune că prin gama variată de produse de HS Fitness este tovarășul de nădejde în aventura vieții sănătoase. Fii dinamic, hotărât și sănătos, mâine de HS. Vai, ce frumos m-am văzut eu în cadru acolo aproape de trotinetă. Mi-o doresc foarte tare, sper ca până la Crăciun să mă audă Moș Nicolae, dar vreau să mă aud și tu și vreau să mă audă toată lumea când o să spun: Farmacia Inimii Catena este alături de noi și în acest sezon ca sponsor principal. Catena reprezintă unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri românești prin serviciile și produsele oferite cu grijă și profesionalism. Hama, după 14 ani pe piața din România, grupul german Hama lansează o nouă gamă de boxe portabile cu un design unic, sunet puternic și claritate deosebită, rezistente la apă și praf. HerbaGen, vă prezentăm astăzi premiile noastre, ultimele noutăți de la HerbaGen. Pentru voi, dragi femei, dar și pentru noi, bărbații, aceste kituri de regenerare intensivă a părului cu cele mai eficiente ingrediente naturale descoperite pe plan mondial. Nu o să ne mai cadă părul, ba chiar o să ni se îndesească. Ce-mi cade? Nu e al meu, serios, chiar încă e al meu. Da. Dar la câți purici voi mai face pe aici, cred că voi pierde. Hai, ascultă unde o să te ducem noi pe tine, unde? Peste 50 de ani. Doamne, da? Aici la TVR. Affinity, centre de îngrijire a persoanelor vârstnice cu asistență socială și medicală specializată în 4 foste hoteluri de 4 stele foarte centrale. Apoi, pentru orice problemă de mobilitate, recomandăm Centrokinetic, clinică de ortopedie și recuperare medicală. Iar pentru că emisiunea noastră se transmite pe TVR Internațional, normal. Știu. Trebuie să primesc de undeva niște bani, nu? Da, și primesc prin compania Smite & Smith. Asta e. Transfer de bani de la români pentru români. Aceștia sunt susținătorii noștri și le mulțumim foarte mult în fiecare ediție. Pe mine m-a apucnit să râsul că am găsit un banc pe care ni l-au trimis telespectatorii noștri la concursul lansat de noi pe pagina de Facebook. De fiecare dată tema este legată de invitații noștri, iar astăzi văd că predomină cele sportive. La concursul de aruncare a ciocanului, un sportiv a aruncat ciocanul foarte departe. Spectatorii au exclamat: "Uaaaa!", cu excepția unuia singur. Asta e. O telespectatoare, Silvia Grigorescu din Iași, bunică, felul în care, nu e banc, de data aceasta este o constatare, felul în care se comportă tinerii de azi se datorează și felului haotic în care se hrănesc. Mâncare mai nesănătoasă decât în zilele noastre și o știu de la nepoții mei, nici că mi-aș fi putut imagina că vom ajunge să consumăm. Am citit mesajul pentru că ne ridică nouă la plasă. Da, concursul... are dreptate, să știi. Da. Are dreptate concursul, pentru că tocmai avem un concurs ceea ce privește viața sănătoasă. Exact, sfatul de sănătate. O să ne uităm la doamna Lipă prima dată. Eu am premiul aici. Nu l-aș da încă, pentru că mai întâi trebuie să spună sfat. Mama mea, sărbătorile, să vezi ce sarmale ne face. Să știi că gătește bine, gătește bine. Un sfat pentru sănătate, din punctul tău de vedere, ceva ce tu însă îți respecti. Transmitele. Și după aceea, același lucru, Sebastian. Un sfat pentru sănătate, cred că sănătatea este cel mai de preț lucru pentru noi. Și trebuie să facem așa un lucru elementar. Așa. Să renunțăm la mașină cât de mult posibil, să mergem pe jos, să ne plimbăm prin parc. Mișcarea nu înseamnă sport de performanță. Sport poți face oriunde, și acasă să faci gimnastică, și mergând pe jos, și plimbându-te pe, nu știu, o alee din parc, respirând aer curat, că... Din păcate, ați văzut... Foarte bun sfatul, aplauze. Eu bănuiam de la început că doamna Lipă își merită premiul, normal, pentru că altfel nu avea rezultate atât de spectaculoase. Dar mai am aici un coș la fel de spectaculos pentru Sebastian, dar înainte sfatul pentru sănătate, că altfel nu. Ia vino tu spre mine ca să nu-l obturăm pe camera. Ce, vrei să vezi cât de sănătoase sunt condimentele de la Fux? Nu, 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 vreau să te văd pe tine aici lângă mine, da? Sebastian, din experiența ta, ce recomanzi? Ce funcționează? E foarte simplu, 2 litri de apă pe zi. 2 litri de apă pe zi? Cu forța, dacă e, dar trebuie. 2 litri, măcar. Așa. Că știu că câteodată, mai ales la început, nu-ți vine. Nu-ți vine deloc. Dar te forțezi. Da? Și după aia l-am dat obișnuiești și 2 litri pe apă de zi, pe lângă că te ajută cu digestia, te ajută cu pielea, te ajută să nu-ți îmbătrânească tenul. A, și SPF. Cremă cu protecție solară. A, și cremă foarte cu protecție solară, inclusiv acum iarna? Da. Da, deci inclusiv și iarna. Și cu câteva foi de dafin de aici de la Fux, bineînțeles că poate să-și mențină silueta. Sebastian, deci este perfect, da? Sunt ale tale, te apuci, te-ai gătit, serios. Eu mă duc să mă mai gătesc un pic la mine acolo, să știi. Și gândește-te, înainte de a vă apuca de jurizare, simțiți nevoia să le mai puneți o întrebare ca să vă edificați? Nu știu. Ne-am edificat. V-ați edificat? Da. Deci urmează să jurizăm. Vă lăsăm să jurizăm. Deci lăsați-ne să jurizăm. Iar pe voi, până jurizează ei, o să vă rog să priviți o imagine în ecran, să vă uitați foarte bine la ea, este un test psihologic, să-mi spuneți fiecare ce a văzut prima oară. Ce a văzut prima oară? Sebastian, tu ce ai văzut prima oară? O peșteră, un OZN sau o față de extraterestru? Peșteră. Peștera ți-a sărit ție în ochi, ție ce ți-a sărit? Un OZN mai degrabă. Ție OZN. Hai să vedem ce zice peștera, dacă... Deci, dacă ai văzut o peșteră, puteți să faceți și dumneavoastră testul, îl găsiți și pe pagina de Facebook. Uite, Costin are pregătită pagina de Facebook. Deci, dacă ai văzut o peșteră, nu să n-ai emoții, că nu e nimic rău. Ești foarte greu de scos din fire. Așa mi s-a și părut. Încerci să vezi doar partea bună a lucrurilor. E adevărat? O văd și pe cea rea, dar prefer să o ignor. Așa, și mai spune aici că datorită optimismului tău, soluțiile negative nu te presează. Ți se cere deseori ajutorul pentru că știi cum să-l oferi și împrăști în jur energie pozitivă. E adevărat? Te-a nimerit testul. OZN? Așa, OZN. Elisabeta, ești mereu agitată, pe cale să clachezi sau să explodezi. Ai un nivel scăzut de rezistență la stres, ceea ce duce la câteva probleme de sănătate, insomnie și coșmaruri. Ai așa ceva? Probabil. Păi, dormi bine noaptea? Va fi pe viitor. Până acum am dormit bine, adevărat că motive de somn liniștit nu prea avem niciunii dintre noi. Comunică cu cei dragi și nu-ți mai ieși din pepeni cu una, cu două. Eu cred că n-ai văzut un OZN. Cred că n-am văzut. Marina, eu am văzut extraterestru, să știi, dar nu mai spune ce se întâmplă. Cei care au văzut extraterestru ca și mine, să intre pe Rivalii cu Marina Almășan și să afle. Corect. Nu vreau să mai văd. Corect, corect. Dar mă sperie ce scrie acolo. Momentul adevărului. Se mai întâmplă și greșeli, stai liniștit. Extrem de greu, dar până la urmă... Deci, am urmărit extorsiunea norilor, care, într-o formă de fulger globular, a ajuns... Spun criteriile de... Da, 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 nu-ți spun cum am ajuns la... Ne-am frământat, ne-am frământat. Și dânsul a scos din aluatul frământat de noi cozonacul pe care vi-l va servi. Adică cine ce ia. Adică ei scot castanele din foc cu mâna ta. Da, ok, îmi asum. O să vă împărtășesc o concluzie extrem de relevantă pentru întâlnirea de astăzi. Avem în față două modele, practic. Un model pe care este inutil să-l mai ridicăm pentru că e deja pe piedestal și pentru noi toți, doamna Elisabeta Lipă, reprezintă succesul, reprezintă eleganța, reprezintă tot ceea ce trebuie să aibă un model. Dar vreau să vă spun că sunt frapat de faptul că poate, așa cum au spus cei din generația mai mare, șochează o vestimentație, da? Dar ce am descoperit și discutam asta cu colegii mei, inteligența, rafinamentul, bunul simț, bunul gust, poate să treacă dincolo de o percepție. Și pentru asta... Noi ne-am hotărât să declarăm remiză pentru că ambii... Iarăși remiză! Lasă-te și pe noi! Lasă-te și pe noi! Felicitări! Emilia, cine ia trotineta, cine merge pe bicicleta fără roți? Ce rămâne la mine? Ce rămâne la el? Vezi că n-are cauciucuri de iarnă, ai grijă că... Eu mi-ar plăcea să văd pe Elisabeta pe trotinetă până la Brașov, cred că ajungi mai repede. Mi-ar plăcea să o văd pe bicicleta fără roți, ar fi și mai spectaculos. Trebuie să te gândești la inima mea care are nevoie de mișcare. Bicicleta. Bicicleta fără roți și trotineta lui Sebastian Țopescu, Felix Țopescu. Vouă toată dragostea noastră. Ai grijă cum mergi în trafic, Sebastian. Vă mulțumim din suflet, dragi jurați, minunați invitați. Deci, vezi, trotineta pentru el este ideală. Băi, discutați voi acolo după emisiune. Important este că ați fost premiați simbolic, pentru că ați fost mult mai simpatici decât toate premiile pe care vi le-am fi putut noi oferi. Și vă mulțumim din suflet pentru faptul că astăzi, iată, le-ați oferit românilor 2 ore de după amiază de sâmbătă atât de plăcută. Vă mulțumesc vouă, stimați spectatori, și dumneavoastră, stimați telespectatori. Săptămâna viitoare, ediție specială de Moș Nicolae, să vă luați și copiii prin preajmă. După sponsorii emisiunii, Gradena de Aur va primi o dedicație absolut specială din partea lui Ovidiu Mihailescu. Dar până un alta, sponsor. Într-o zi peste ani, când voi fi mai bătrân, voi privi în trecut peste viața mea care va fi doar o colecție de amintiri. Are farmecul ei. Dacă ai știut din prezent tot ce trebuie să iei, și bătrânețea are bucurii. Dacă în sufletul tău ai păstrat culorii vii. Într-o zi peste ani voi fi poate bolnav, greșește, bătrânețea plătește. Însă, domnule doctor, asta nu este grav, cât un om se mai bucură fiindcă trăiește. Și bătrânețea are farmecul ei. Tot ce trebuie să iei, și bătrânețea are bucurii. Dacă în sufletul tău ai păstrat culorile vii. Mai înțelepți, le vom da la copii și nepoți îngrijire, cu o aripă sus vom privi cu iubire și bătrânețea are farmecul ei. Dacă ai să înveți cum să dai și ai să uiți cum să iei, și bătrânețea are bucurii. Dacă vom ști să trăim fericiți ca niște copii.